Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură, Cartea 1 Corintenilor, capitolul 11. Vom citi câteva versete de la versetul 23, pagina în Biblie 1121. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Doresc ca la sărbătoarea de astăzi să avem și noi dorința pe care o avea Mântuitorul nostru când se adresează ucenicilor și le spune: am dorit mult să mănânc paștele acesta împreună cu voi înainte de patimile mele. Iar Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, acolo, că Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Aș vrea să mergem un pic în Sfânta Scriptură, în Exod, capitolul 12, unde este așezarea Paștelui. Și Dumnezeu vorbește lui Moise, pregătește pe evrei pentru acea măreață noapte, când robii aveau să plece din Egipt, și le spune Domnul prin Moise ca în fiecare familie să fie luată un miel fără cusur de un an de parte bărbătească, din ziua 10-a să fie păstrat până ziua 14-a a lunii întâi, și între cele două seri mielul trebuia să fie junghiat. Și acum mielul se împărțea în două. Sângele era strâns și cu sângele acesta trebuiau unși ușorii și pragul de sus din locuința evreilor. Sângele era un semn pentru Domnul. Când îngerul morții avea să treacă prin Egipt și să lovească cu moartea năprasnică pe toți întâi născuți, de la întâiul născut al lui Faraon până al dobitoacelor, îngerul care vedea sângele acolo trecea pe alături, și ăsta era un semn al izbăvirii, că Israelul în seara aceea era izbăvit din robie. Iar carnea trebuia friptă la foc și mâncată cu azim și cu verdețuri amare. Ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos și avem exact aceleași lucruri. Avem trupul Domnului răstignit în Golgota și avem sângele care curge din Domnul Iisus. Și Evanghelia, o Evanghelie completă, vorbește despre jertfa Domnului Iisus și de valoarea acestei jertfe, și vine și ne spune că carnea, jertfa, ne folosește nouă la ceva, iar sângele ne-l folosește la altceva. Noi predicăm că prin sângele Lui avem iertare de păcate și spunem slăvit să fie Domnul. Dar prin rănile Lui noi avem tămăduire de bolile noastre. Isaia 53 cu versetul 5: dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Tămăduirea aceasta se referă strict la trupul nostru, la vindecarea trupului. Pentru că Domnul Hristos în Matei capitolul 8 intră în casa lui Simon Petru, o vede acolo bolnavă pe soacra lui, în versetul 16 vindecă mai mulți bolnavi, iar în versetul 17 spune: și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care e scris că El a tămăduit, sau jertfa Lui este pentru tămăduire.
Tămăduirea din Isaia 53 cu 5 îi vindecarea de bolile noastre trupești. Noi sărbătorim cina în amintirea morții și a învierii Domnului Iisus, dar în jertfa Domnului Iisus eu vă încurajez astăzi pe aceia care sunteți bolnavi să credeți că Domnul vă dă vindecare. Spun cercetătorii Scripturii că Psalmul 105, versetul 37 a fost o zicere a ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Acolo spune că Domnul a scos pe evrei cu aur și argint și niciuna din semințiile lui n-a șovăit. Într-o traducere engleză spune, niciunul n-a fost neputincios. Adică din 2 milioane de evrei, în noaptea aceea, nu-i nimeni bolnav, nu-i niciunul paralizat, nu-i niciunul neputincios, în noaptea aceea toți sunt cu mijlocul încins, cu încălțămintea în picioare, cu toiagul în mână și pot să plece din Egipt. Cercetătorii Scripturii sunt de acord că Dumnezeu acolo a făcut o vindecare colectivă, că ei mâncând din mielul acela care îl prezenta pe Hristos, au fost vindecați. Fraților, primul gând care l-am eu astăzi la cină este, și nu numai la cină, că în jertfa Domnului Iisus noi avem și iertare de păcate și avem și vindecarea de boli. Amin? Păi spunea Petru în 1-a epistolă, în capitolul 2, versetul 24, el a purtat în trupul său pe lemn păcatele noastre, prin rănile lui ați fost tămăduiți. De ce moartea lui Hristos a fost cea mai crâncenă? Pentru că oamenii, mai ales în perioada Inchiziției, au avut metode de torturie extraordinare. Dar moartea lui Hristos a fost cea mai grea și cea mai dureroasă, pentru că El prin moartea Lui a purtat păcatele noastre a tuturora, toate păcatele voastre și toate păcatele mele și păcatele omenirii întregi le-a purtat Hristos. Eu mi-l imaginez pe Domnul aruncat cu fața la pământ în Ghetismani, când a văzut paharul acela în care erau spurcăciunile și păcatele noastre. El, Sfântul lui Dumnezeu, a spus, Tată, dacă-i cu putință, îndepărtă paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci facă-se voia ta. Și Hristos acolo în cruce a purtat toate păcatele noastre. Dar Hristos în jertfa lui a purtat toate bolile noastre. Toate bolile oamenilor de astăzi le-a purtat Hristos acolo. Cine vrea să fie astăzi vindecat, merge prin credință la crucea Domnului, merge acolo la jertfa Domnului și spune, El prin rănile Lui ați fost vindecați. Noi nu suntem vindecați acum, noi suntem vindecați de când a murit Hristos. Eu azi mă duc în mod legitim și spun prin credință, Doamne, dă-mi și mie vindecarea. Și doresc ca Domnul să ne vindece pe toți, amin? Am un gând legat din cuvântul pe care l-am citit, aș vrea să vorbesc ceva de sângele Domnului Iisus, dar mă gândeam că în Evrei capitolul 9, Apostolul Pavel vorbește în prima parte de templul de la Ierusalim, care era în ființă, exista când scrie Pavel epistola. Iar în partea a doua a capitolului vorbește de un alt templu care este în cer. Dar acum se întâmplă un lucru. Templul de la Ierusalim nu mai este, l-au distrus romanii, templul din cer pe care l-a văzut Ioan în Apocalipsa și am văzut templul lui Dumnezeu cu oamenii, încă nu s-a coborât. Dar Dumnezeu nu rămâne niciodată fără mărturie. Templul era locul unde se întâlnea El cu oamenii. Chiar dacă la început locul acesta numit casa lui Dumnezeu nu era decât un pietroi înfipt de Iacob în pustia din Luz. Că el s-a trezit așa speriat și a spus, cât de înfricoșat este locul acesta și eu n-am știut. Aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerului. Dar casa asta lui Dumnezeu, de la pietroiul acela, el a evoluat într-un fel. Și mai târziu vedem pe oameni purtând cu drugi de salcâmi un cort în care era chivotul, unde se prezenta Dumnezeu. De la un pietroi s-a trecut la un cort. De la un cort, Solomon a făcut un templu extraordinar, dar desăvârșirea nu a ajuns nici în vremea lui Solomon, că și templul acela a fost distrus.
Vine Apostolul Pavel în Evrei 3:6 și spune acum: și casa lui Dumnezeu suntem noi. Sau spune Petru în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 5: și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți un templu duhovnicesc și să aduceți prin el jertfe lui Dumnezeu. Frații mei, templul lui Dumnezeu este la Arad și se cheamă Betania, biserica lui Dumnezeu. Amin? Și eu cred că Domnul este aici. Amin? Într-un sens lărgit, templul lui Dumnezeu îi biserica, într-un sens mai restrâns, templul lui Dumnezeu îi fiecare ins în parte. Spunea Pavel 1 Corinteni 3:16: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Sau 1 Corinteni 6:18-19: de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, iar trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Vorbind de templul acesta, deci într-un sens lărgit întreaga adunare, într-un sens restrâns, fiecare din noi este un templu al Duhului Sfânt. Dumnezeu îi prezent în templul său. Matei 18:20: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Eu cred că Domnul e aici. Mai crede cineva? Bun. Acum, vis-a-vis de templul acesta, Dumnezeu avea câteva prescripții, câteva recomandări. Aleg trei, numai le enumăr și mergem mai departe. Templul era locul unde se aduceau jertfele. Și asta am făcut noi astăzi. Roman 12:1: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Și aș dori așa să venim la adunare. Eclesiastul 5: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Aș dori ca toți care suntem aici să venim cu trupurile noastre ca o jertfă sfântă. Amin? Apoi aducem alte jertfe. În Psalmul 50:23 spune: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și primul frate mi-a plăcut la timpul de rugăciune, a spus: nu cerem nimic. La prima rugăciune nu mă mulțumim Domnului, că avem pentru ce să mulțumim, fraților. Și noi am adus mulțumirea noastră ca jertfă. Asta facem în adunare și asta am eu înăuntru meu, în inima mea. Eu clocotesc în mulțumire, dau în afară. Mereu spun: mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. Și avem atâtea lucruri, nu intrăm în amănunte. În Evrei capitolul 13, parcă versetul 15 spunea: prin el noi să aducem o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre. Ați cântat foarte frumos. Mie din tot ce se cântă în adunare, cel mai mult îmi place corul. Noi, la noi în Bucovina, asta e cultura, corul bărbătesc și corul mixt. Avem și noi cor, nu cântăm poate așa de frumos ca voi, dar cântăm la același Dumnezeu. Și voi ați cântat așa de frumos: rodul buzelor, o jertfă de laudă. Dar rodul buzelor nu-i numai la adunare. Rodul buzelor e și pe stradă, e și la școală, e și acasă, e și la lucru nostru. Hai să aducem o jertfă de laudă Domnului, amin? Iar în următorul verset 16 spune: să nu uitați binefacerea și dărnicia, că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Să ne aducă, ne ajute Domnul să aducem jertfele astea. Suntem în adunare, locul unde se aduc jertfe. Dar tot legat de templu, și aici n-aș vrea să supăr pe nimeni, mai era o recomandare, un lucru la care ținea Dumnezeu foarte mult, și anume curățenia. Templul trebuia să fie un lucru foarte curat, un loc foarte curat. Și eu m-am imaginat prin mulțimea de jertfe, frații mei, mii de tauri, țapi și berbeci, mii de jertfe, râuri de sânge curgea acolo, câte piei, câte corne, câte copite, cât băligar, trebuiau să scoată oamenii ăștia numai în fiecare zi. Și din pricina multor jertfe, și din pricina multei slujiri, se aducea murdărie. Și eu am constatat că așa se întâmplă câteodată și în adunările noastre. Aduce multe jertfe, face multe slujbe,
dar mai apare și murdăria, ca și în casele noastre. Dacă nu-mi place mie ceva, nu-mi place când trebuie să renovez, când se fac, dau cu vară prin casă. Așa e pustiu, nu-s pierdel la ferie. De regulă încerc să fug de acasă. Mă duc în misiune, când vin să fie casa zugrăvită. Ei, dar e necesară câte o curățenie, nu? Câte o renovare în casa noastră. E necesară câteodată. Și eu merg așa prin adunările Domnului și mă uit și spun, măi, ar mai trebui o renovare făcută aici? Ar mai trebui câte o curățenie făcută prin adunarea noastră, că e locul unde se prezintă Dumnezeu și locul ăsta e sfânt și Dumnezeu e sfânt și nu putem veni cu lumea de afară să o aducem în adunare cu tot moda ei, cu toate obiceiurile lor. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea pocăință și până la urmă n-am nimic cu voi, dar eu văd lucrurile astea în mine. Mă surprind câteodată pe mine ca nepocăit, cugetând rău, vorbind poate ce nu trebuie, câte un gest, câte o faptă, și iar spun, Doamne, am nevoie să mă curățesc, Doamne, am nevoie să fac o renovare și în viața mea. Știi ce spune în Cartea Cronici 29? Un împărat a dat ordin să facă curățenie și când a început curățenia, a luat-o așa din mare întâi. În curtea casei Domnului, a curățit locul din afară, a dus cât o strâns, nu știu, dar a dus un morman mare, tu m-am pârâu, cherit acolo și le-a aruncat acolo. Apoi în ziua 8 au intrat în locașul sfânt. Acum au intrat cu detergent, cu periuța, cu săpun și așa au făcut în amănunt curățenie. Și au făcut curățenie 16 zile, de dimineață până seară au lucrat și după 16 zile templul arăta bun de slujbă. Să ne ajute Domnul ca noi să avem o permanentă curățire în viața noastră și să păstrăm curățenia aceasta, că degeaba facem curățenie așa ca la casele noastre. Eu am și eu mai mulți copii și acum e curat, 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 și când vin de la școală, geanta e aici, păpuci din coace, trebuie doi oameni să strângă în urma lor. Și noi educăm oameni buni, măi copii, păstrați curățenia. Noi în adunare trebuie să păstrăm curățenia, trebuie să păstrăm sfințenia, trebuie să păstrăm pocăința și Dumnezeu să ne ajute, amin? Și mai am tot la curățenia asta un gând care mi-a plăcut din Cronici 34, mai dăm două foi, și pe când se făcea curățenie în templu, cineva, marele preot, o găsi cartea lege. Știți unde era? Când s-a scos argintul din visterie, s-a găsit cartea lege. Un frate mi-a explicat mie cam așa, că la intrarea în templu erau două cutii așa de, pentru colectă, ca două pâini așa de pâlni metalice, și veneau evreii și aruncau bănuți acolo. Și pâlnile cele așa aveau o continuitate undeva la subsol și amândouă se uneau și era o ladă mare pusă și tot argintul care îl aruncau evreii mergea gologane cei așa și se ducea în ladă. Odată marele preot o intra pe acolo, că avea dreptul, că era mare preot, avea cartea legii sub soară și a pus cartea legii acolo în cutie, o verificat, el ce era de verificat, o plecat și a uitat cartea legii. Și evreii au venit și au început să dăruiască. Și argintul, bănuți peste bănuți, s-au adunat și au acoperit cartea legii. Și ei făceau slujbe mai departe, așa în virtute inerție, cum conduce un șofer după ce i-a suspendat permisul. El tot mai știe să lucreze. Dar când a venit vremea ca să iei argintul de acolo, sub argint s-a găsit cartea legii. Și fratele ăsta, așa de frumos o predica și mie așa îmi place. Și acum eu vă fac o urare. Aș dori ca vouă celor din Betania, lada aceea cu argint să fie mereu plină. Amin? Pentru anul 2017 e bună urarea, dar cartea legii să fie deasupra. E bun? Că dacă punem cartea legii de desubt și punem argintul deasupra, nu-i bun deloc. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate acestea Domnul ne le dă pe deasupra. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Vorbind de templu, care e biserica, vorbind de templu, care e trupul meu, nu uitați că este locul unde trebuie să aducem mereu jertfe lui Dumnezeu și locul ăsta trebuie păstrat sfânt
și curat. Doamne ajută-ne! Apoi mai era o prescripție, acolo nu a spun așa ușor despre ea. Nu aveau voie străinii să intre în templu. Știți că în cartea Osea e o prorocie în capitolul 7 cu versetul 8. Efraim se amestecă printre neamuri. Niște străini îi mănâncă puterea. La ora actuală sunt mulți străini care mănâncă puterea la pocăiți. Sunt mulți străini care ne mănâncă puterea în adunările noastre. Și fără să intru în amănunte, aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere și străinii ăștia să-i scoatem afară. Nu vorbesc de Dumnezeii străini din Psalmul 16:4, nu vorbesc de învățături străine din Evrei 13:9, nu vorbesc de obiceiurile străine, dar sunt străini care intră în casele noastre, intră în familiile noastre, intră în viața noastră, intră în adunările noastre și ne mănâncă puterea. Să dea Domnul afară străinii ăștia și noi să-i vrem să dăm. Amin? Suntem la cina Domnului. Și am citit un cuvânt și de aici aș vrea să mă opresc în dreptul unui singur verset. Versetul 25. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Deci primul gând care l-am avut, ca să fiu așa clar, este ca la cina Domnului, care o facem pentru vestirea morții și a învierii sale, să ne apropiem cu credință și prin credință Dumnezeu ne iartă și prin credință Dumnezeu ne vindică. Al doilea gând care l-am avut, legat de templu, de adunarea din Betania sau de fiecare în parte, este acela de a aduce jertfe lui Dumnezeu, acela de a avea mereu curățenie și sfințenie și acela de a îndepărta străinii ca să nu ne mănânce puterea. Acum aș vrea, în acest al treilea gând și poate ultimul, să vorbesc ceva despre sângele Domnului Iisus. Am găsit în Biblie, am auzit de la frați, am citit prin câte o carte și mi-am făcut în final așa și eu o părere și un gând despre sângele Domnului Iisus. Și aș vrea, pentru că suntem la cină, să vorbesc de valoarea sângelui. Frații mei, prin sângele Domnului Iisus, noi avem răscumpărarea. Ispășirea păcatelor este făcută prin sângele Domnului. 1 Petru 1:18, da? Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu aur sau argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de vesuire care îl moștenisem de la părinții noștri, ci cu sângele scump și nevinovat al lui Iisus Hristos. Fraților, în lumea asta sunt bogății enorme. Sunt oameni putrezi de bogat, care nu mai știu cum să cheltuiască banii. Dumnezeu mi-a ajutat și mie, am călătorit mult, în mai multe continente, din Australia, în America, în Canada și în Europa. Am văzut valori imense. În America am vizitat o peșteră cu o lungime de vreun kilometru și 800 de metri, în care stalamitele și stalactitele erau din diamant. Pereții erau din tot felul de diamante, puse frumos în valoare de anumite lumini ce reflectau frumusețea lor. Tone și tone și tone de diamante erau acolo. Era o avere enormă. Dar rețineți un gând. Pe tot pământul acesta, și nu numai în pământul acesta, în tot universul creat de Dumnezeu, așa cum l-au structurat oamenii în grupuri, în roiuri, în galaxii și în sisteme, în sistemul ăsta incomensurabil, nu este nimic mai scump decât sângele Domnului Iisus. Dacă este ceva în tot universul ăsta scump, asta e o picătură din sângele Domnului Iisus. Prin sângele acesta eu am avut iertare de păcate. Prin sângele acesta pe tine te-a adus Dumnezeu din lume, cum spunea psalmistul în Psalmul 40, din fundul mocirile, din groapa peirii, acolo eram, s-a plecat Hristos spre mine și m-a iertat și m-a curățit, Roman 5:8, pe când noi eram răi, El a murit pentru noi, în asta este dragostea lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem
valoarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi, slujitorii bisericii vor trece prin fața ta și vor spune, luați, mâncați. Și vor spune, beți toți din el. Tu ce ai să faci? Tu ce ai să faci? Noi aveam un frate în adunare, un bun cunoscător de Scriptură. Acum vreo două luni l-a chemat Domnul acasă. Tata, 14 copii, a murit relativ tânăr. Și predica odată la noi și spunea, frații mei, eu am plecat la băieții mei în Occident și acolo atâta de mult mănâncă oamenii aceia și atâtea mâncăruri îmi pun pe masă, el era un om foarte cumpătat. Și atâtea feluri de băuturi dulci, aromate îmi pun acolo și atâta de bine mănâncă oamenii pentru trupul lor. Trup care îl îngrijim, îl vopsim, îl parfumăm, îl aranjăm. Trup care va fi mâncat de vierm, iertați-mi că așa scrie în Biblie. Și pentru trupul ăsta atâta ne cheltuim și atâta interes îi dăm trupul acestuia. Și spunea fratele, dar odată pe lună trece un prezbiter prin fața ta și spune, luați, mâncați. Și omul din lăuntru, flămând și slab și bolnav, ar întinde mâna să ia o firimitură, dar tu pui capul jos mânios și refuz și de data asta. Ba că nu-i bun cine face cina, ba că nu-i bun cine ia cina, ba că nu-s bun eu, oameni buni, nu-i bun diavolul. De ce noi nu luăm cina? De ce nu luăm cina? Și trece și azi trupul Domnului, și trece azi sângele Domnului, și o picătură din asta, din sângele Domnului, e mai scump decât tot ce este în universul ăsta. Și tu te uiți cu nebăgare de seamă, caști, vorbești cu cel de lângă tine, Dumnezeu să ne ierte. Înțelegem noi sacralitatea acestei lucrări, fraților. Înțelegem că Dumnezeu e sfânt. Înțelegem cât e de scump sângele Său care ne-a dat. Și apoi prin sângele ăsta avem răscumpărarea și prin sângele avem și iertarea de păcate și sfințirea. În Vechiul Testament totul se făcea cu sânge și în Noul Testament tot cu sânge. Citiți Evrei capitolul 8. Dar eu am rămas surprins de un verset din Evrei capitolul 9, de care vorbeam mai înainte și în care apostolul Domnului spunea așa: dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de o mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Fraților, în momentul când în Golgota Hristos și-a dat Duhul și-a plecat capul și-a spus, Tată, mâinile tale îmi dau Duhul, în chip nevăzut, în chip tainic, Hristosul a luat potirul, a luat sângele Său care țâșnea din coasta aia străpunsă de sutaș și a intrat în cer, în locașul acela care nu-i făcut de mână omenească, și a făcut acolo sfințirea, a făcut curăția la templu din cer. Și eu atât m-am gândit, trebuia templu din cer curățat? Dar era în cer, nu era la Arad. Și apoi m-am gândit că ori pe unde a trecut diavolul, trebuie făcută curățenie. Că diavolul a fost și în cer și a fost alungat de acolo, dar a trebuit făcută sfințirea. Noi trăim pe pământ, fraților, trăim în Arad, trăim într-o lume murdară și stricată, aruncă oamenii cu noroi în noi, trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10 cu 3, da? Măcar că trăim în firea asta pământească, avem nevoie ca sângele lui Iisus să ne sfințească, să ne curățească. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu există altceva mai valoros în lumea noastră decât sângele Domnului. Și sângele acesta face anumite lucrări. Și eu am făcut așa ca o comparație. Ce face sângele în trupul omului, aceea face sângele lui Hristos în trupul Său care este biserica. Primul lucru care îl face sângele, știți care? Curăță organismul. Eu când vorbim de curățire, îmi imaginam așa că mă duc la crucea Domnului Iisus, vedeam fruntea Lui
și fața lui brăzdată de șuroaie de sânge, vedeam spinarea lui zdrelită de lovituri, vedeam coasta aia din care o mai țâșnit puțin sânge și apă, și când eu aveam o problemă, când eu aveam un păcat, când eu aveam o ispită în care am căzut, mă duceam la crucea Domnului, închideam ochii și spuneam: Doamne, fă ca cascada asta, stropii ăștia de sânge să treacă, să mă curățească, să mă spele. Că spunea Isaia că silitra nu poate curăți, numai sângele Domnului poate curăți. Și întotdeauna am văzut o curățire așa a trupului meu, până când m-am gândit că sângele ăsta noi îl sorbim și că sângele ne curățește nu numai prin afară, ne curățește și pe dinăuntru. Fraților, eu sunt o uzină care produc energie, o uzină pe care niciun om încă n-a putut să o exploreze. Eu, ca să ridic mâna în sus, am nevoie de energie. Ca să mă mișc aici după amvon, am nevoie de energie. De unde e energia asta? Eu produc energie. Dar ca să produc energie, cele 10 triliarde de celule care sunt în om sunt alimentate. Și în fiecare celulă există o explozie, așa ca în motor. Când motorul îi dăm motorină și îi dăm aer de supraalimentare și motorul explodează. Și lucrul la mecanic îmi împinge un piston în jos și învârte o roată. Așa merge mașina. Celulele astea în mine trăiesc într-o permanentă explozie. Există în mine un consum. Consumul ăsta produce energie și eu pot să mă mișc, după cum vedeți. Dar în urma acestei explozii există reziduri, ca și la motor, care trebuie dat afară. Știți ce face sângele în organism? Trece prin fiecare celulă și curăță toate toxinele. Toți nocivii ăștia din noi îi curăță, îi strânge undeva și îi aruncă hazna. Asta poate cea mai, una din cele mai mari lucrări care face sângele. Cineva spunea că 90% din bolile oamenilor se datorează faptului că sângele nu dovedește să curățe trupul și să ia toate toxinele, să le elimine. 90% din bolile oamenilor se datorează acest lucru. Acum ne uităm în adunare și ne uităm în trupul nostru. Noi slujim Domnul și prin slujirea noastră, spuneam, să mai adună și murdărie. Să adună, că nu are cum să nu se adune. Dar vine sângele Domnului Iisus și curăță adunarea din Betania. Trece sângele Domnului prin adunare și tot ce-i murdar și tot ce-i întinăciune și tot ce-i rău aruncă afară. Doamne, fă așa și astăzi. Trece sângele Domnului prin mine, prin trupul meu și mă curățește. Așa se facă Domnul. Că spunea Ioan 1:1-7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Sângele este un agent care ne curățește și mulțumim Domnului. Ce mai face sângele? Alimentează trupul. Și îl alimentează în mod diferit, spun medicii, oameni de știință, că fiecare celulă din trupul nostru are nevoie de o anumită hrană. Că cei de la neuroni din creier nu hrănește și unghiile de la picioare. Mâncare diferită. Ori sângele acestea ia hrana și o duce în fiecare celulă după cum trebuie. Cine a planificat asta? Cine a făcut omul? Cine a gândit-o? Și eu spun: Dumnezeu să fie lăudat numele Său. Și sângele acesta, că Domnul spunea că cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu, are viață în el însuși. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Te vei împărtăși astăzi? Ai nevoie de viață? Betania are nevoie să fie alimentată prin credință, prin sângele Domnului? Să ne ajute Domnul să ne împărtășim, amin? Apoi sângele e responsabil cu temperatura. Că spunea Matei 24, din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mult se rătește. Dar eu mă duc în Africa la plus 30 de grade și după aceea mă duc în Siberia la minus 40, o diferență colosală. Dar eu tot atâtea grade am, trupul meu. Știi cine e responsabil? Cine reglează? Ăsta e sângele. Și dacă sunt care s-au răcit prea tare în Betania,
aș dori ca Domnul să îi încălzească, ca să nu fim căldicei, să ne facă Domnul să fim în clocul. Doamne ajută! Asta e lucrarea care o face sângele Domnului în Betania. De aceea, spunea Domnul, luați, mâncați. De aceea, spunea Domnul, beți toți din el. Să ne ajute Domnul. Apoi sângele Domnului Iisus e o protecție pentru noi. Când în momentul când eu am o rană, o lovitură, o tăietură, mii de anticorp îi trimite sângele acolo pe câmpul de bătaie. Anticorpii ăștia n-au rămas cu suliță și scut și imediat cicatrizează și pune acolo stop să nu mai intre nimic de afară. Pentru că sângele Domnului este o armă, frații mei. În Apocalipsa 12:11 spune: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lui. Păi dacă nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului, am mai povestit-o două întâmplări scurte. În Italia, o familie care o cunosc bine, le știu numele, dar nu-l dau aici, trăia o viață așa, mai pocăit, mai nepocăit. Și într-una din zile, sora care era acasă, are în fața ei o apariție înspăimântătoare. A venit diavolul la ea și când a venit diavolul la ea, îi spune: am venit să te omor, dar ai fost dusă la binecuvântare și pentru tine s-au făcut multe rugăciuni și n-am ce-ți face, dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Și femeia asta, dacă vrea cineva, le dau numele la urmă, a făcut ce am fost și eu învățat de copil mic. Și femeia asta a spus: sângele Domnului să te mustre. La care diavolul îi spune: care sânge? Că tu ai, și eu spus exact, mult abia, de când nu te-ai împărtășit. Frații mei, eu călătoresc mult în adunări. Am nimerit aici la cina Domnului și mă împărtășesc. Dar nu ajung acasă peste 3 zile la Arad, am luat cina. Nu știe nici nevasta, nu știe nici comitetul, nu știu nici alții din adunare exact când am luat sau când am luat cina. Vreau să vă spun că diavolul știe. Știe. Și o întrebat așa ironic: care sânge? Că tu nu te-ai împărtășit de atâta timp. Am fost în Roma, am predicat Evanghelia, trebuia să vin acasă. Și un băiat de la mine din sat îmi spune: frate Dragoș, merg eu în seara asta cu mașina acasă. Îmi spune: măi, am bilete la avion, trebuie să ajung mai repede, mâine seara să-mi alivi accente la Piatra Neamț la evangelizare. Și am venit cu avionul. Am fost la evangelizare, pe la 11 noaptea, mă sună cineva din Austria și spune: frate Dragoș, nu dorm, dar călătoresc, vin de la o evangelizare. Frate, ce s-a întâmplat? Îl știi pe tânărul și ne-l spune. Băiatul ăla a ajuns în Austria și s-a stricat de cap. Cum, măi? E foarte agresiv, uite cum se manifestă. Îi spun: măi, puneți-vă unul la volan, puneți-l în spate, unul de o parte, unul de altă, aduceți-l la casă. L-au pus în mașină și l-au adus la noi, în sat. În sat, tânărul ăsta, tata și cu doi, cu un cumnat și cu frate, nu l-au putut stăpâni. O spar ferește la geam cu pumnul, termopane, așa, fără să zgârie. O făcut teroare acolo în casă. Noi eram la filială, la o întâlnire cu frații păstori, erau vorbe multe, deodată trebuie atâta vorbă, deodată nu trebuie atâta vorbă, și când am văzut că ședința nu se termină, m-am ridicat și am spus: frații mei, permite-mi să mă retrag. La noi avem un tânăr adus din Occident, foarte violent, uite, l-a bătut pe tasul, eu nu spun povești. Când m-am dus la tatăl sau casă, tatăl se era cu falca umflată, cu dinții scoși și cu o batistă așa udă. Ce-ai pățit? Mi-a scos dință, băiatul meu. Tată în comitet și tata 10 copii, un om pocăit. Și spun acolo la filială: mai vrea cineva să meargă cu mine? Un frate îmi spune: dar ce spune medicina? Frate, eu nu sunt doctor, nu știu ce spune medicina. Dacă vor niște păstori să mergem să ne rugăm. Atât de mult m-am bucurat când un frate a spus: merg eu, frate. Merg și eu. Am mai luat încă 4 frați și unor le-am spus: fraților, ajunge. Erau și alții. Deși eu am spus ce face tânărul. Am spus cine e tânărul. Am spus cine așteaptă. Am intrat acolo. Un frate mai în vârstă, fratele Moloci, mă tale știi. Eu atât m-am mirat de, nu știu, lipsa de înțelepciune a diavolului, nu știu cum să-i spun. Că fratele Moloci a spus: măi, uite cum face.
trebuie să facem o mărturisire. El a stat cu noi, dar nu vorbea, nu comunica, răzvrătind. Trebuie să facem o mărturisire, toți. Uite, acum să spunem că suntem la cină și trebuie să facem o mărturisire. Și-l ia pe păstorul nostru de adunare. Mă, tu ai făcut ceva? Și acela am făcut, frate, m-am mai mâniet, am mai spus câte o vorbă, face o mărturisire. Și-l ia pe al doilea prezbiter și vine rândul meu. Băi, frate, dragul, și tu ai făcut irele. Frate, uite, mai am asta, asta. Și urmează rândul la tânăr. Spune, mă, dar tu ai ceva? A, am și eu. Și uite, așa a făcut tânăr o mărturisire. Altceva am vrut să vă spun. Băiatul ăsta era botezat în apă de 6 ani. O făcut botezul astăzi să nu fie programul tare aglomerat. Duminică avem cina. El duminică nu a mai putut veni la cină și nu a luat cina în 6 ani niciodată. Botezat în apă de 6 ani, niciodată nu a luat cina. Și atunci mi-am dat seama că aici este o portiță prin care diavolul îi atacă pe unii. Că sângele mielului ne protejează. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Acel sânge care noi îl vedem prin credință, dar acel sânge prin care trec frații și spune, beți toți din el. S-a făcut o singură rugăciune. La rugăciunea aceea Dumnezeu l-a eliberat. S-a ridicat băiatul în picioare, s-a dus la tatăsul, l-a prins în brațe și plângeau ca doi copii. Și băiatul îi spunea, tata, te rog frumos, iartă-mă. Și tata îl mângâia și îi spunea, te iert, măi, te iert. A fost la nuntă la el, e căsătorit, are copii, vindecat complet de Dumnezeu. Marea problemă se pune, de ce după botez în 6 ani, el nu a luat niciodată cina? Știți că sângele este o protecție, fraților. Sângele este o armă. Și când ne mușcă șarpele pe noi, când ne mușcă câteodată, în noi, în sângele Domnului și serul ăsta, infuzia asta de sânge sfânt, ne scapă de mușcătura șarpelui. E mai tare ca păcatul, sângele și Hristosul care este în noi. Să ne ajute Domnul să ne împărtășim și azi, amin? Și apoi sângele Domnului, spunea un medic, că trecând prin toate celulele, prin toate celulele și spălând toate celulele, le face să se recunoască între ele. Că dacă în corpul omenesc introduce un corp străin, spune că nu-i primește corpul. Nici un implant, sunt ca ei nu. Dar trecând sângele prin toate celulele, ele se cunosc. Și apoi noi avem o cântare, suntem o familie unită. Celulele nu se atacă între ele, că beneficiază de acela sânge. De asta e unitate la Betania, în adunare. Că vine unul de pe sate, unul de aici, unul într-un fel, altul în alt fel, dar noi suntem una și suntem mădulari în același trup, ne recunoaștem, trăim în armonie, trăim în pace, că sorbim toți din același sânge. Să ne împărtășim și astăzi, amin? Și apoi sângele Domnului mai face ceva ce face sângele în organism. Cu asta voi încheia. Sângele e un cărăuș. În momente de mare primejdie, omul are o glandă care secretă adrenalină. Ați auzit de adrenalină? Când un băieț merge cu motocicleta pe o roată, dar nu de adrenalina asta vorbesc eu. În caz de primejdie, omul capătă o putere extraordinară. Mai încearcă de 10 ori și nu mai poate. Am un prieten bun, conducător de adunare. O căzut mașina pe un copil. Și el când o văzut, spune, frate dragul, am prins mașina, am ridicat și a ieșit copilul de acolo. De 10 ori am încercat și n-am mai putut. Nu știu ce putere aveam în mine. Oamenii spun că adrenalina asta e un surplus de energie, dar numai la nevoie. Dacă mai vrei să repeți isprava, nu o mai poți repeta. Ei bine, noi avem momente de primejdie în viață. Și avem nevoie de un surplus de credință. Credința nu ne trebuie credință să mutăm munțe în fiecare zi. Dar sunt momente când am nevoie de mare credință. Asta Dumnezeu mi-o dă și prin sângele Său o trimite în mine și deodată crește puterea de credință. Să vă dea Domnul și vouă, amin? Și apoi sângele mare, o glandă, hipofiză, care reglează echilibru. Nu echilibru locomotor, ci echilibru ăla hormonal. Și el se face echilibru în tot trumul, în tot trupul lui Hristos, sângele face treaba asta. De-aia frață din Betania sunt așa de calculați, de-aia sunt așa de echilibrați, de-aia nu sunt excese nici de un fel, nici din altul, pentru că sângele Domnului răspunde de asta. Să ne ajute Domnul să dăm valoare sângelui Său. Știți care e marea problemă?
Dacă un om își aplică un garou pe un mădular, pe un deget și îl strânge tare, 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 nu mai circulă sângele. Mădularul ăla devine mort și trebuie extirpat. Garouul ăla care îl aplică unii ca să nu mai treacă sângele prin el se numește păcat cu voia. În momentul când omul păcătuiește cu voia și trăiesc de-a binelea în păcat și poate mă și împărtășesc, că frate, nu mă știu cât îți de pocăit sau nu, dar eu aplic la trupul lui Hristos un garou, strâns tare, tare și sângele nu mai trece. Eu aș dori, dacă sunt păcătoși aici, să apelăm mai degrabă la curățirea Domnului, să ne cerem iertare astăzi și nu uitați, îndată vor trece frații și vor spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și vor spune, beți toți din el. Nu uita că cel mai important lucru din univers e sângele Domnului. Sânge care trece azi prin fața ta. Amin.